Copii cu probleme psihice din România sunt neajutorați în fața celor care ar trebui să îi îngrijească. Este și cazul a două fetițe gemene de numai 3 ani din Vaslui, care au fost luate din familie după ce asistenții sociali le-au găsit înfometate, pline de scabie și păduchi. Explicația mamei: la țară nu e ca la oraș. Cele două fetițe au fost internate încă de când s-au născut la spitalul din Tutova, pentru că suferă de un retard neuropsihomotor. Pe 1 aprilie, spitalul a fost închis, iar copiile au fost trimise acasă. Familia abia își permite să cumpere câte ceva de mâncare. Despre medicamente nu se pune problema. Asistenții sociali au monitorizat permanent. Aproape întotdeauna mizerie, mâncare puțină, o măleguță acolo și o ceapă prăjită. Cum erau fetițele? În ce stare erau? Nu erau bine îngrijite. Erau cu niște maiuți când am fost efectiv și am văzut murdare nu curate, ea știm că nu se ocupă de ei. El, efectiv, avea grijă mai mult ca ea. Ea este consumatoare de băuturi acolo. Și părinții mai au de crescut alte două fiice, de 5 și 6 ani. Tatăl muncește și el se duce. Ce doua, beată, mândru. Și copiii ce fac în timp ce mama? Stau pe drum. Nu sunt îngrijiți, dar încercăm. Eu încerc să integrez pe toți și încerc dimineața o spăl pe mânuții când vine la grădiniță. În altă zi era mai murdară. I-am dat într-o zi, i-am dat săpun și s-a spălat. A doua zi a venit curată. Mama susține însă că fiicele sale au toate condițiile. Reușiți să aveți grijă de copii? Da, normal, cum adică? Dar ce venit aveți? Din ce trăiți? Da, lucrați la muncă. Ce le dați de regulă la copii să mănânce? Da, și moș cu fasole, fasole prăjite, care-i problema? N-am și la țară, dar nu la oraș. Când a văzut că părinții nu pot avea grijă de copiii bolnavi, asistentul social a sesizat protecția copilului. La momentul vizitei efectuate de specialiștii noștri, cele două minore se prezentau cu scabie, cu pediculoză, alimentație necorespunzătoare. Cele două fete bolnave au fost duse de asistenți la spital pentru un control medical și urmează să fie internate într-un centru de plasament din Bârlad. Aceeași soartă ar putea avea și celelalte două fiice ale familiei, dacă asistenții sociale vor constata că părinții nu le pot îngriji corespunzător.